am câteva la cuvinte despre revisarea Mărturisului Rom, pe care unii dintre voi o știu dintr-o variantă mai veche, alții o știu din noua variantă lansată în 3-4 zile, pe 20. Lângă mine sunt Ana Nicolau, directorul general al Librinei Mira. Librina Mira este cea care editează revista Nautilus. Îi mai avem lângă noi pe Horia Nicolausu, care se va ocupa de divizia externă a revistei, și pe Adrian Nicolțianu, pe care îl știți pentru un roman și pentru prima folosire a unui autor român publicat în Nautilus, se vizează de acum. O să las pe Ana să spună câteva cuvinte, cum am ajuns să reformim acest proiect. Și apoi o să vă mai povestim și noi de ceva. Ana. Bună ziua! Bună ziua tuturor! Mă bucur foarte mult că suntem astăzi aici împreună. Eu mi-am dorit foarte mult să ne lansăm revista Nautilus după ce ultimul ei redactor șef, Marian Truță, a plecat din echipa noastră, cred că anul trecut, undeva prin primăvară. Dar, deși am putut să facem dintr-o inerție și așa, mi-am dorit foarte mult să avem în echipa noastră o nouă viziune a ce înseamnă o revistă de science fiction și fantasy și o revistă dedicată fanilor la tot ce înseamnă acest gen în România, o revistă care să reflectă realitatea de astăzi, care să scrie, să producă conținut pentru generațiile obișnuite cu BuzzFeed și alte site-uri extreme. Și de atunci Marian Coman a venit către noi cu această propunerea de a lucra împreună și a face revista Nautilus sau relansa. Am fost foarte încântată pentru că Marian are o experiență, cred că unică, cumva, în peisajul science fiction românesc, prin faptul că este la, ca de meserie jurnalist, scriitor, fantasy, a lucrat în zona de BD foarte mult, după cum știți toți experiența lui de la AHA. Deci este o persoană cu o, cumva, o viziune unică și o experiență unică pe care am putut să o aducă la noi la Nautilus. Și nu o să vă spun foarte mult despre ce ne propunem să facem cu revista, ci o să las pe Marian să vă povestească mai mult, dar ideea de bază este că ne dorim foarte mult să ne adresăm publicului tânăr, să încercăm să captăm cât mai mult din tinerii care astăzi poate intră în zona asta prin filme SF sau prin gaming sau prin VD și se aduce către literatură. O să las pe Marian să vă povestească mai mult. Mulțumesc și eu. Trebuie să povestesc o secvență foarte scurtă. Cred că se întâmpla anul trecut sau acum 2 ani. Ne-am văzut la Ia și am făcut mai aceeași formulă mai puțin atunci. Eu, Ana și Coria și am stat așa la niște povești, fără să vorbim atunci despre revistă sau despre, fără să ne facem planul, dar ceva mi-a spus încă de atunci că o să lucrăm împreună și iată că lucrul ăsta se întâmplă acum. Despre revistă, eu o să vreau foarte mult, după ce ne spunem fiecare câteva, o să spunem fiecare câteva cuvinte, să intrăm în dialog și să vă răspundem la întrebări, dacă aveți ceva întrebări pentru noi. Și o să încercăm să lămurim lucrurile și în felul ăsta. O să repet și eu ce a spus Ana, pentru că ne dorim foarte mult să avem acces la publicul tânăr. De asta, poate unii dintre voi sunteți înăluiți de aspectul revistei, de felul în care arată ea în momentul de față, de faptul că nu are numere, că nu căsătă cumva de tradiția vechii reviste, că este, de fapt, o platformă online, un cotidian aproape de SF, fantasy, horror, gaming, film, și așa mai departe, și inclusiv de bandă desenată. Deja pe site, dacă aveți ocazia să uitați inclusiv pe telefon, pentru că este perfect adaptat device-ul de tipul ăsta, o să vedeți deja un interviu cu un desenator de bandă desenată, cum mă interesează ideea asta, o povestire a lui Adrian, o povestire a Uxmei Coprelechin, o povestire extraordinară a ei, cei care trafă din omelas, vă rog tare mult să o citiți, pentru că este cumva sfârșitoare și este
într-un fel sau altul, chiar despre lumea care trăim acum și foarte, foarte multe știm. Încercăm, de fapt, dacă pot spune așa, să, dacă nu să spargem bulele, măcar să le intersectăm. Bula noastră de scriitori, de SF și fantasy trebuie intersectată și de cititori cu bula pasionaților de gaming, cu cea a pasionaților de benze semnate, astfel încât să avem parte de ceea ce se întâmplă în alte părți, de un fandom ceva mai mare, să depășim momentul ăsta când cititorii noștri sunt 100-200, când cititorii lor sunt date 100-200 și să construim o familie ceva mai largă, pentru că este, acest lucru va fi, cred eu, în sprijinul tuturor și în sprijinul industriei de benze semnate și în industria editorială a editurilor care publică fantasy, SF, horror și în sprijinul celor care încearcă în momentul ăsta în România să relanseze filmul comercial, dacă nu vă place termenul, să găsim altul. Pentru că există interes în toate punctele astea și cred că revista Nautilus o să încearcă, o să încerce să facă pasul aici. O să las și Căpăria să vă spună câteva cuvinte, apoi să începem o scurtă sesiune de întrebări și după aceea o să las pe Adrian să vă citească un text din viitoarea sa carte. Căpăria. Multe n-am să vă spun, fiindcă nu vreau să anticipez ceea ce urmează, pot să vă spun, vor să fie povești traduse, autori străini. Pot să vă spun că nu vor fi numai autori americani sau britanici, ci o să avem și autori francezi, autori unguri. Mă rog, vom avea și altceva decât ceea ce este în mod obișnuit. Pot să vă spun că vor fi interviuri cu autorii de vârf ai momentului, cei care sunt în punctul de interes, nu neapărat cei traduși, ci autorii care sunt în actualitate. Și pot să vă spun că o să încerc să fac tot posibilul ca Nautilusul să fie o sursă de informare la zi dimineața când deschideți Nautilusul, să vedeți știrile din SF-ul Fantasticul Mondial la zi. Dacă s-a dat un premiu peste noapte în Statele Unite sau s-au făcut niște nominalizări, o să le găsiți dimineața în Nautilus. Am mai făcut treaba asta prin alte părți înainte și, mă rog, pot spune cu mândrie că am reușit de câteva ori să devansez locusul, de exemplu, cu coverage-ul la premiile Hugo, anunțat în direct. Și e același lucru vreau să-l fac și la Nautilus. Mulțumesc frumos, mai ne-am uitat de ultima știre din revista Nautilus despre, despre sunt câteva imagini noi film a cărui carte a apărut în colecția Nautilus și vreau să spun și asta, fiindcă nu vreau să pară ceva ascuns, revista Nautilus va fi și o întindere în online a colecției Nautilus, cea care aduce după 27-28 de ani, ceea ce este mai important în literatura SF și fantasy din lume aici în România. În Nautilus, când eram adolescent, am citit Legion, acolo am citit ciclul Fundația, acolo am citit cele mai fascinante cărți și din cauza Nautilusului am rămas îndrăgostit definitiv de literatura SF. Prin urmare, ce mi-a adus în anii 90 colecția Nautilus, într-o formă sau alta, încerc să împărc și eu și noi către editura Nemira și Nautilus, către voi, către oamenii din SF și către cei care sunt pasionați, fie că citesc, fie că scriu, să fie fantasy, începem să ducem înapoi. Dacă aveți întrebări... Eu aș vrea să mai completez un pic și să spun că, adică să accentuez ceva ce am spus mai devreme, și anume că noi încercăm să ne adresăm noilor generații care cumva sunt digital first. Adică de asta și site-ul nostru și revista este gândită mai întâi pentru platformele mobile și apoi pentru desktop și altele, pentru că asta este direcția în care ne îndreptăm cu toții. Și trebuie să venim să captăm atenția noilor generații care acolo sunt în online, sunt nativi în online și în mobile. Da. Dar ca un argument pentru asta o să adaug că 52% din oamenii care au citit deja revista Nautilus sau de pe telefoane
prin urmare, tendința este aceasta, site-ul încearcă să fie cumva un pas înainte, pentru că mă gândesc într-un an sau doi, o să trecem de 70% cititorii de pe device-ul de genul ăsta. Dacă aveți întrebări, cu mare drag, vă răspundem. Dacă nu, o să mai poate noi când fiu pe fiată. Poți să întreb eu? Sigur. De ce îi zice revistă? Îi spună revista, o să încercăm un răspuns. Îi spună revista, în primul rând, pentru că încercăm să păstrăm o tradiție și pentru că, mai ales pentru că, nu contează din punctul meu de vedere forma fizică, important este conținutul. Iar revista Nautilus.ro livrează conținut de revistă. Livrează și interviuri, livrează și povestiri, livrează și recenzii de carte, dacă să vedeți sau să citiți, puteți să faceți și acum o recenzie a unei doamne care se numește Gheorghe Isaia, îmi pare rău că nu a ajuns aici, este profesor la Universitate din Galați și își dă doctoratul pe literatură fantasy din România din anii 2000. Încercăm așadar să atragem cât mai mulți profesioniști în zona asta. Și da, sper că am răspuns. Din cauza asta îi zice revista și pentru că nu cumva de tradiție pe care revista Nautilus o are și pentru care cumva mă simt dator, fiindcă toți oamenii care au condus proiectul ăsta înainte, până anul trecut sau acum 2 ani, mi-au dat și mie câte ceva, fie au încredere în mine, fie mi-au dat niște cărți la bună. Și da, vreau să spun câteva lucruri special pentru cei care doresc să colaboreze cu noi. Suntem deschiși pentru a primi povestiri foarte bune. Suntem în căutare de povestiri scrise de autori români, fie ele science fiction, fie fantasy, fie horror. Suntem în căutare de articole interesante, de interviuri interesante. De altfel, pe site-ul să găsiți un vizual colaborator din care am încercat să punem tot ce am crezut că e necesar despre politica noastră editorială, astfel încât orice autor care dorește să colaboreze cu noi poate găsi acolo informații relevante. Și plătim textele. Am încercat cumva să aducem aerul acela din publicații americane și o să plătim la cuvânt. Am trecut de a plăti la pagină sau la povestire. Plătim la cuvânt așa cum se întâmplă în revistele americane. O să aveți, o să există un buton de arhivă unde se pot vedea și numerele trecute care au fost? Sigur, există deja, dacă intrați în arhivă, o să vedeți site-ul vechi criogenizat acolo, astfel încât oricine poate intra și sonda tot ce s-a întâmplat în cele 100 de numere ale revistei Nautilus. Și le veți păstra, nu? Sau? Și le păstrăm, sunt acolo, oricine le poate vedea, chiar și în momentul ăsta. Și vor fi și în viitor. Și în viitor. O să fie mereu acolo, există un buton de arhivă, există apoi o imagine cu vechiul site și acolo puteți naviga în fiecare din cele 100 de numere ale revistei. Da? Pe viitor urmează să existe și ca oarecare amărac sau patologie cu povestiri publicate? Luăm în considerare această opțiune, așteptăm să vedem IT care, în fine, ce se adună, ca să zicem așa. Acum revista este accesată, chiar se va menține acest lucru? Da, cu siguranță, o să rămână de acolo. Ce o să implementăm, probabil, în termen mediu, va fi un conținut exclusiv pentru abonații revistei, cei care se abonează și intră cumva în comunitatea cititorilor noștri. Acolo o să încercăm să punem ceva special pentru ei, dar asta nu oprește pe nimeni. Oricine poate deveni, fără nicio taxă, poate deveni membru al comunității Nautilus. Este un plan mai lung. O să aveți pe urmă un moment dat? Nu ne-am propus asta și cred că se va ajunge aici. Ce ne dorim, dar e un vis așa, ne-am dorit să putem să ajungem cumva în plin, sub forma unei antologii sau sub forma unei almanac. Astea sunt niște deocamdată, dar niște proiecții mentale, dacă va fi posibil, depinde în primul rând de știință din revistă. Da. A, deci tot ce trebuie să facem noi ca să apară un almanac este să fim cât mai mulți. Păi, exact. Despre asta e vorba. Așa, puteți să-i convingeți și pe alții să împărtășească pasiunea asta pe care toți o avem în literatura de tipul ăsta, fie ea fantasy, se fie horror, e poate mai bine. Vrem să fim o sectă, puteți să-i spuneți așa, da, faceți prozeliști și atunci o să avem
cu toții șansa să citim mai multă literatură SF, mai mult fantasy, mai multă bandă desenată și așa mai departe. Încă mai așteptăm întrebări. Da. Care o să fie frecvența articolelor sau la ce să ne așteptăm? Cât un articol în fiecare zi sau... Am spus încă de la început că noi spunem revistă, dar într-un fel suntem în cotidian. În fiecare zi o să avem informație nouă pe site. Fie că e vorba de o știre care e importantă, fie că e vorba de o povestire, de un interviu, de analiză, de orice. Am acum, spre exemplu, de la un om care scrie extraordinar despre jocuri, despre gaming, și am o prezentare extraordinară a unui joc, urma să fie publicată zile următoare. De asemenea, vă dau un pic de lucru din ce va fi în revistă. O anchetă realizată printre scriitorii de mainstream despre ce păreau despre literatura SF și ce cărți ale autorilor români de SF au citit și ce filme SF au văzut. Eu cred că e, cum spuneam în primele vreme, e foarte important să intersectăm bunele astea și să ne dăm seama că facem cu toții parte din aceeași cultură și că ne putem sprijini unii pe alții. Pentru că și scriitorii, și cititorii, și editorii de mainstream au nevoie de noi și noi de ei. De aia, poate că este desalutat un festival cum este Filip la Iași, care a reușit anul trecut să aducă și să invite și scriitori de literatură fantasy acolo, la cel mai mare festival de literatură din România. Da? A spus că o să fie o prelungire și a colecției Nautilus. O să se regăsească și știri despre noutățile care... Evident. Ce o să apară? Probabil o să avem și e de așteptat, nu? Să avem în premieră, în revista Nautilus, știri despre ce se întâmplă la Ritura Nemila în colecția Nautilus. O să vedem și fragmente din romanele publicate în colecția Nautilus. Deja pe site este accesibil un fragment din Mâna Stângă a Mericului. Prin urmare, în felul ăsta va fi și o prelungire a colecției Nautilus. Va prelua într-un fel ce se regăsea pe blogul revistei. Pe blogul editurii. Blogul editurii va... Nu, nu are nicio legătură. Blogul editurii va rămâne în continuare. În revista Nautilus vor fi chestii mai în profunzime, să zic. Și mai multe știri de parte de colecție. Blogul editurii va rămâne în continuare. Pe blogul editurii, de altfel, o să găsiți texte nu numai despre science fiction și fantasy, ci și despre celelalte cărți pe care le publică Nemira. Pe revista Nautilus.ro vor fi despre cărțile de SF și fantasy. Da? Ne-am dorit foarte mult să facem chestia asta, deocamdată nu este posibil, dar da, pe viitor am vrea să facem anumite clasamente ale povestirilor din Nautilus și cumva și o premieră. Dar asta rămâne într-o fază ulterioară a proiectului. În plus, aveți acces la un sistem de comentarii și așteptăm comentarii de la cititori și pentru povestiri și pentru articole. Până la urmă, și asta va spune ceva despre interesul pe care îl trezește o povestire. Asta pe lângă statisticile la care avem acces și care ne arată deja care sunt cele mai citite texte de pe site. Și e important și pentru noi să ne facem o viziune asupra a ce vrea publicului. Pentru că, și asta cred că e foarte important să spun, revista asta va fi făcută în primul rând pentru cititori și avea apoi pentru scriitori, pentru oamenii care sunt cumva interesați din partea cealaltă a cărții. Dar facem revista asta pentru cititori în primul rând și de asta e foarte important pentru noi să vedem ce urmăresc, ce își doresc cititorii. O să fie și informații despre alte apariții sau alții, nu numai din Nautilus, nu numai din Nemira? Da, noi ne dorim ca revista Nautilus să fie... să aibă o visiune de ansamblu asupra fenomenului SF din România. Chiar dacă este un proiect al editurii Nemira, asta nu înseamnă că o să scriem numai despre cărțile care apar la editura Nemira. Dar evident că cele mai multe informații pe care o să le avem să fie chiar de la editura Nemira, deci asta nu trebuie să miră pe nimeni și pe dată poate nici nu o să ascundem faptul că da, este și un instrument de marketing pentru cărțile editurii Nemira și pe el, de înțeles, și e până la o investiție editurii Nemira. Doar un instrument de marketing sau își propune la un moment dat
ca să devină și profitabil. Păi, nu, așa m-a spus și mai devreme, scopul nostru nu este unul financiar, cum e vorba de revista Nautilus, ci este unul de a lărgi cât mai mult baza fanilor Seven Fair din România și a încerca să aducem noile generații de partea noastră și de a intersecta fiind mai multe grupuri de consumatori, să zic așa, de gaming, de BD, de literatură într-o singură platformă. Scopul nu este unul financiar în acest moment, ci efectiv de crearea unei comunități și de promovarea literaturii SF și fantasy într-un mod dinamic, într-un mod fresh și adaptat unor noi generații de cititori care vin din urmă și care nu se mai regăsesc în discursurile tradiționale și sporitoare despre literatura SF. Despre asta este vorba. O investiție pe termen foarte lung. Da, era timpul să facă cineva asta. Să înțeleg că dacă nu aveți scop financiar, nici nu vă temeți de concurență sau de apariția altor reviste de gen. Dar chiar cu cât mai multe, poate mai bine, atât timp cât sunt de bună calitate din punctul meu de vedere. Absolut, mulțumesc. Da, doar literatură? Doar literatură? Digital natives care vin acolo de la jocuri găsesc content de genul ăsta? Găsesc chestii despre jocuri? Da, nu, tocmai spuneam mai devreme, o să avem articole despre, în primul rând, prezentări și recenzii de jocuri. L-am recrutat, să spunem așa, pe Arcan, care este un tip care a realizat nivelul 2, spre exemplu, o revistă de gaming foarte cunoscută. El va scrie cronici pentru noi, deja a făcut-o, urmează să apară săptămâna viitoare. Am încercat, cum spuneam, să găsim profesioniști din toate zonele și să o să fie conținut și pentru gaming, și pentru film, și despre teatru, deja, pentru că avem și teatru SF în România. Vă recomand să mergeți la Sibiu să vedeți Silur. Dacă să vă dau o informație așa din spatele, deci, vom avea chiar și o antologie de poezie SF în toamnă, care este anul ăsta. Deci așa, că am super, super amabilie. Da, încercăm, cum spuneam, să intersectăm toate bulele care au legătură cu literatura, cu science fiction, nu, și cu literatura, pentru că, în fond, dincolo de joc, dincolo de teatru, de film, în spatele tuturor acestor lucruri se află niște oameni care spun niște povești. Iar oamenii aia, care spun scenariști sau scriitori, până la urmă, asta sunt ei, niște povestitori. Site-ul va fi concentrat pe poveste, va vorbi și despre joc, va vorbi și despre teatru, și despre film, și despre literatură. Da. Și despre cărți, nu? Și despre cărți. Două, trei nume românești și despre alte cărți decât cele ale editurii Nemira sau doar? Da, v-am spus mai devreme mai la această întrebare. Nu e nicio problemă. Ea e pentru carte. Scuze-mă un pic. Care era răspunsul? Că da, e tot doar da? Că da, răspunsul este da. Ne-a întrebat Leo de aici din primul rând. Îmi repet și întrebările pe care nu se au până în spate. N-ar vrea să-i dăm câteva nume despre de autorii pe care o să-i apăm în revistă. Deja Adrian este unul dintre autorii publicați. O să avem în curând o povestire a unui prieten, pot să-i spun așa, vechi din Brăila, se numește Mincea Cărbunaru, căruia am făcut o resurrecție, o să numim Resurrection, în literatură, pentru că renunțase cumva și se plasase și el și știu cum e să pățești lucrul ăsta, să simți că scrii în zadar. Deocamdată asta pot să vă spun. O să vă spun și ce n-am reușit și ne doream foarte mult. Pot să spun asta, nu? Ne-am dorit foarte mult să publicăm online un text de Stephen King și, din păcate, agentul iubitului scriitor de horror. Era vorba despre o poveste, în fine, despre o povestire un pic mai complexă, care un fel de prequel la Shining și agentul Mazra, că era prea important de caz publicată în online, dar cu siguranță va apărea în altă formă.
Orice veste proastă ascunde uneori și o veste bună. Da, nu va fi în revista Nautilus Online, dar va fi la un moment dat probabil un print. Da. Pot autorii de benzi desenate să vă trimită propuneri de seriale de benzi desenate science fiction și fantasy? Sigur că da. Deja am primit o propunere de la Beniamin. Beniamin Vasile este cel care a desenat Mihai Ionașcu, știe foarte bine, a făcut o bandă desenată pe un an în locul Jul Șoapelor. Eu ne știm că mă aflu în spatele proiectului Nautilus, ne-a trimis deja o propunere pentru un serial de bandă desenată science fiction. Sperăm să găsim o variantă și să publicăm o care o parte din bandă desenată, ilustrații, SF, fantasy sau horror, adică vrem să ne ocupăm și de partea de tot ce înseamnă visual în zona asta. Repet invitația de a deschide revista Nautilus.ro și de a căuta ghidul colaboratorului, acolo spune întreba cuinte inclusiv despre asta și despre bandă desenată și despre ilustrații și ce căutăm în zona literaturii și a articolelor pe care le vom publica. Da? Cred că avem primul nostru fan aici. Există o posibilitate să existe în revistă și o galerie video, mă refer special la interviurile pe care le luați cu scriitorii din Fiscal? O să fie cu siguranță, vrem să le integrăm. Ele sunt acum pe YouTube majoritatea, dar o să le integrăm și în revistă. Să știți că noi nu plecăm nicăieri, ne puteți întreba. Dar vrem să lăsăm pe Adrian să vă citească câteva pagini din viitorul Vivo, care am înțeles bine, nu? Dar chiar o să găsiți și acum pe site cu o povestire care mie m-a făcut foarte, foarte mult. Adrian, te rog. Să încep cu rugăminte, să vă scoateți telefoanele mobile. Suntem la ce pagini? La pagina Nautilus, revista Nautilus. Curaj! Chiar mi-am gândit. În mușcă, revista Nautilus.ro. Pe internet. Acolo unde se află revista Nautilus. Tocmai s-a luat trafic. Și în timp ce probabil veți browsa jos către trailerul de la Ready Player One. Și dacă toți sunteți de aici, puteți să vă adăugați și la favorite, să știți. Așa, că aveți multe de văzut acolo. Eu ezit dacă să citesc din romanul pregătire la Nemira sau din povestioara de pe site. Cum e momentul? O să vorbesc puțin pe povestea de pe site, pentru că volumul 2 din Terra 21 o să apară cam în 2 luni, dacă nu așa, și prefer să vă las surpriza atunci. Povestea de pe site o veți găsi atunci când veți ieși din trailerul de la Ready Player One, ceea ce nu vă sfătuiesc să o faceți, e mai mișto. Eu o uitat de la mijloc, pentru că, spre surprinderea celor care mă știu, povestirea nu este despre ceea ce voi ști acum. Și ca să mai fiu criptic, voi încep. Avertizându-vă că sunt foarte prost cititor. Se sperie. Dinspre casă venea fiul său cel mic, ironic ca întotdeauna. Iar stai până târziu aici, tată. Știi că plec abia mâine, nu? Da. Dar îmi place să mă uit la stele și să-mi închipui drumul pe care îl faci după la Hiltonul din cer. Ți-am zis că mâine plec pe lună, tată. Că mâine plec pe lună, tată. Nu la Hilton. La Hilton am fost acum 3 săptămâni. Ții minte? Mizeria aia de conferință de presă. Te rog să mă ierți. Cum am putut confunda cele două? Și oricum, tată, ți-am rezervat o conexiune separată. O să poți vedea și simți totul ca și când ai fi acolo. Ți-am partajat și conexiunea la gândurile mele, mă rog, alea pe care reușește rahatul ăsta să le transmită mai departe. Tot ce trebuie să faci și să-ți pui casca asta pe cap. Dar vezi să nu stai conectat mai mult de jumătate de oră. O să amețești și la 100 de ani nu e chiar ok.
pentru că e vorba de un bătrân care la vremea respectivă avea 100 de ani. Râsea amândoi ca niște copii, deși Sami, mezinul său, avea împlinise 55 de ani. Apoi fiul său plecase să se culce. Avea o zi grea în față, cu cele 12 ore cât dura drumul între luna. Iar el rămăsese în coșinul de sub stele, privind prin acoperișul său de metal transparent. Își închise din nou ochii. Se tocu comod în scaunul său, de la clasa economy, și așteptă obișnuita zdruncinătură de după aprinderea motoarelor racheta. Bine închit în scaun, începea să simtă deja obișnuitele furnicături pe spinare cauzate de statul îndelungat pe spate. Deși scaunele culisaseră cu scoatarele la orizontală de abia 10 minute, el avea totdeauna o problemă cu sistemul ăsta, în care stătea ca pe un scaun de ginecologie înaintea lansării. Se uită în jur plictisit și se mai deschise un pic. Își alesese, ca de obicei, scaunul de la culoare. Lăsa pifanii să stea la geam, în fapt, un ecran digital care prelua imagini din exteriorul rachetei. Se amuză un pic pe seama cuplului de îndrăgostiți de lângă el, atât de fascinat de ceea ce se petrecea în jurul navei. Se uitau pe ecran ca și cum s-ar fi colbat printr-o fereastră la vânzolarea de dedesubt. Roboții se îndepărtaseră de imensul cilindru de material compozit, iar cei care însoțiseră pe pasageri stăteau acum la o distanță apreciabilă, de unde le făceau cu mâna doar o fi capturați de vreo drână video și proiectați pe urașul ecran aflat în dreapta rachete. Se auzi un bip, iar centurile de siguranță li se strânseră pe corp, spre emoția nespusă a fetei de lângă el. Era clar primul lui zbor. Se uită și în stânga lui, acolo unde o doamnă între două vârste închisese ochii, înșirând niște mătăni între degetele mâinii drepte. Mătănile erau legate de mâna ei, a avut grijă să verifice asta. Nu de alta, dar dacă ar fi fost liberă, ar fi putut lovită cineva. Pregătiți-vă de lansare. Pornim în 10, 9, 8. Căscă. A câta călătorie în spațiu anul ăsta? A 5-a? A 6-a? Nu mai știe exact. Așa cum stătea pe spate, privind spre celelalte 5 rânduri aflate în fața sa, se gândi că erau cam multe, oricum, și că ar trebui să ceară un bonus de epuizare fizică. De fiecare dată se întorcea stors de pe orbită, indiferent că era vorba de auditurile făcute stațiilor orbitale Hilton, de observatorul astronomic Tyson sau de deplasările pe lună. 7, 6, 5. Omul nu e făcut să fie în spațiu, asta e clar, gândi el. Acest du-te vino permanent îl mai adusese odată în genunchi, cu vreo 3 ani în urmă, când sărea pe orbită cam o dată la 2 săptămâni. Fusese complet epuizat, zăpuse la pat 2 luni, iar medicul îi prescrisese un tratament complet cu naniți experimentali, singurii capabili să rezolve simultan epuizarea, semiparalizia feței și depresia. Acum o lăsase mai mare, dar cei 55 de ani ai săi își spuneau cuvânt. Să mă opresc aici. Vă las să citiți povestirea chiar de la începutul ei și sper din toată inima ca toate comentariile negative să fie în josul paginii. Cele pozitive le aștept pe Facebook. Mulțumim foarte mult. Vreau să fac ceva. Mi-am dus bine că domnul Gabi a pus și eu un întrebări. Prin urmare să-i dăruiesc această carte. Autorul este aici. Mulțumesc frumos. Și să vă invit încă o dată să ne căutați pe revista nautilus.ro. În curând acolo și un interviu cu Mircea Mureșan, organizatorul Comic-Con, în exclusivitate. Mulțumim foarte mult. Mulțumim.